Preasfințitul părinte Atanasie de Bogdania, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, alături de un sobor numeros de preoți, a săvârșit joi 22 august 2024 parastasul la mormântul vrednicului creștin ortodox Vasile Goraș, situat în cimitirul localității Șerbăuți, comuna Șerbăuți, județul Suceava. Slujba pentru odihna tatălui protosinghelului Iorest Goraș, secretarul mănăstirii Hadâmbu, a fost oficiată cu binecuvântare în al Preasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Pe lângă membrii familiei, în cadrul acestui moment duhovnicesc, s-au rugat câțiva fii duhovnicești ai Arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, dar și mulți prieteni ai familiei Goraș. Sufletul adormitului rogului dă, că spre tine nădejdea și-a pus, spre Vărcătorul și Ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pre tine zic și liman te avem și rugătoare bine primită către Dumnezeu. Nici între sare, nici suspir, nici viață fără de sânt. Vedeanu este cu putință oamenilor, spre care nu putează căuta oștile îngerești, iar pe tine prea curată s-a arătat oamenilor cuvântul întrupat. Dumnezeu, Vasile, Ioan, Maria, Irina, pruncul Ioan, prunca Adriana, Gheorghe, Maria și Constantin, și pentru ca să se ierte lor, toate greșeala și-a de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Mila lui Dumnezeu, Împărăția Cerurilor și iertarea păcatelor la Hristos împăratul și împărătorul. Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu nostru, care dați Sfințul Tăi ucenici apostol cheile Împărăției Cerurilor, iar după Sfântă Învierea Ta cele a treia zi cu Harul Tău, de drept putere de lega și dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate pe pământ cât de dâși pe pământ s-au legat și tot așa să fie dezlegat în cer cât de dâși pe pământ s-au dezlegat. Ceea ce prin spusa Ta iubire de oameni, nevrinciți și pe noi smeriții și nevrednici, robii Tăi, să fim moștenitori aceleași preasfânt har și dar, ca și noi de asemenea să legăm și să dezlegăm ceea ce se întâmplă în poporul Tău. Însuți prea bune Împărate, pe mine smeritul și nevrednicul slujitorul Tău, iată robii Tăi aceștia, Vasile, Ioan, Marina, Irina, pruncul Ioan, prunca Adriana, Gheorghe, Maria și Constantin. Orice au greșit în această viață ca niște oameni și iată lor toate câte au păcătuit cu cuvântul sau cu lucrul sau cu gândul, dezlegându-și legătura pusă în orice chip asupra lor, cu care însuși din mânie sau din altă pricină s-au legat pe sine sau de arhiereu sau de la altcineva, au suferit o decare ca aceasta prin invidia și prin lucrarea diavolului. Binevoiește prea bunurile și multe durate ca sufletelor să așeze cu drepții ca de grapă plăcuție, iar tu poți să-ți dea fericire zinte de tine. Că binecuvântat și prea slăvit ești în vecii. La omenire veșnică, omenire veșnică, lor omenire. Părintele paroh Cătălin Marian Maxim a adresat un cuvânt în care a făcut referire la importanța pomenirii celor plecați în lumea veșniciei. De aceea nădejdea aceasta cu care trăim ca ortodoxi, ducându-ne crucea, jertfindu-ne, răbdând, iubind, crezând, făcând toate cele pe care dreapta credință ni le rânduiește la Sfinții Părinți, fac ca din când în când Dumnezeu să ne dăruiască și bucuria răsplătirii chiar de lumea aceasta. Una din bucuriile acestea este pomenirea și soborul care se face atunci când cineva dintre noștri este plecat,
pentru că ați auzit pe lângă veșnica pomenire cântându-se și Hristos a înviat. Toți care trăim, trăim cu nădejdea învierii, pentru că Domnul nostru a înviat și s-a făcut începătură celor adormiți. De aceea, cei care sunt plecați nu sunt trecuți în neființă, nu sunt morți, ci sunt vii alături de Cel în care au crezut în viața cea veșnică. Să ne dăruiască Dumnezeu tuturor bucuria aceasta de a sluji cu nădejde, de a sluji cu dragoste, de a sluji cu credință, indiferent că Dumnezeu rânduiește ca și pentru noi din când în când să ni se răsplătească și să ne se încurajeze nădejdea chiar din lumea aceasta, dar să ne dăruiască Dumnezeu mai ales dincolo când vom trece, să primim bucuria răsplătirii la nădejdea pe care am avut-o încă din lumea aceasta. Mulțumim lui Dumnezeu în primul rând și preasfințitului Părinte și soborului rânduit de Părintele Stareț pentru această zi frumoasă. Dumnezeu să vă dărească nădejde, Dumnezeu să vă dărească bucurie, că ați avut în familie oameni vrednici. Domnul Vasile, cel care a trecut dintre noi, acum se odihnește. Avea chipul unui patriarh, nu neapărat atât prin prezență, deși avea părul alb și purta cu demnitate o cruce la gât, încât de multe ori stânea oarecum zâmbete. Dar și-o purta cu demnitate nu pentru fală, nu pentru ostentație, ci o purta cu nădejde și cu mândrie că este creștin ortodox. Junea Vasile a fost un om care cu demnitate și-a purtat crucea alături de soția sa, tante Leonora, și mai ales de cei din familia lor. Părintele Ilie este rodul acestei credințe trăite într-o jertfă, într-o nădejde, într-o bucurie și care astăzi își vede răsplătită această jertfă de o viață a familiei sale, aducând bucurie prin prezența sa de câte ori vine în mijlocul comunității. Este una din realizările comunității, este una din mândria comunității noastre și este un rugător pentru această comunitate, nu doar pentru familia sa, ci pentru toți cei care l-au cunoscut și cei alături de care au trăit. Dumnezeu să rânduiască ca de fiecare dată, indiferent de prilej, că e un parastas, că este o slujbă, să ne-l avem în mijlocul nostru, pentru că Dumnezeu rânduiește pentru cei care sunt într-un sat, oameni vrednici, care se duc înaintea lui Dumnezeu cu rugăciunile lor. Să vă dărească Dumnezeu tuturor mângâiere, bucurie și viață asumată într-un nădejde a învierii vieții. Preasfințitul Părinte Atanasie de Bogdania a transmis cu acest prilej câteva gânduri de binecuvântare. Ele care dorim să o trăim cu toții, dorim să facă parte din viața noastră și asta e taina cea mare, taina trecerii de aici, dincolo, dar dincolo lumina învierii. Viața de aici tot timpul poate și pe cetea durerii, a nebutinților, o trecere care ne pregătește spre ceva mai mult. Și de asta ne-am adunat aici, în sobor de preoți, dar și sobor de monahi, ca să facem această pomenire a Domnului Dumnezeu Vasile, care astăzi se odihnește și se roagă pentru noi. Se odihnește și se roagă ca și noi să avem și puterea credinței până la capăt, puterea mărturisirii, puterea dragostei și puterea de a trece peste toate încercările vieții acestea ca să îmbrățișăm și noi taina învierii. Mulțumesc Părintele Stareț, Părintele Paroh, pentru să împreună slujitori și duc gând de binecuvântare, de prețuire și vouă tuturor membrilor familiei Vasile, celor care v-ați rugat astăzi aici, celor care ne-ați fost alături și te rugăm ca Domnul să-l odihnească în loc luminos, în loc de odihnă, unde nu este întristare, nici durere, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Domnul să vă binecuvinteze pe voi toți și să vă aducă și vouă prin această rugăciune care am făcut-o astăzi, mângâiere, alinare și multă lumină în suflet, într-o bucurie așteptării de fiere pe care o trăi și noi. Amin. Amin. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță a mulțumit înalt preasfințitului Calinic pentru că a binecuvântat organizarea parastasului la Șerbăuți. Noastră, ierarhului de astăzi, a preasfințitului, preasfinției voastre, a noastră, a soborului, se datorează datorită noi preasfinții de episcop Calinic. Îi mulțumim pe această cale și, în ultimul rând, vă mulțumim preasfinției voastre că v-ați osenit și ați venit astăzi în mijlocul noi.
nostru. Este o mare binecuvântare pentru noi toți și în ultimul rând pentru familia părintelui Iore și pentru părintele Iore, care și-a dorit foarte mult. Astăzi trebuia să fie prezent la parastasul tatălui părintelui Iore, pe Sfântul Părinte Antone. Dacă Maica Domnului va blagoslui pace spre Bucovina noastră, vă spune considerai. Iată că am avut binecuvântarea să avem astăzi în mijlocul nostru. Vă mulțumim prezenția voastră, să ne trăiți într-o mulți binecuvântați. Cu lacrimi în ochi, Eleonora Goraș a mărturisit că poartă mereu dorul după soțul său, Vasile. Foarte bine, foarte frumoasă, să dea Dumnezeu de fii, totdeauna bine. Doamne, Doamne! Cum vi-l aduceți aminte pe soțul dumneavoastră? Nu pot de uit. Am trăit bine cu el, nu pot de uit. N-am trebuit niciodată. Cei prezenți au primit din partea familiei prinoase pentru odihna sufletului celui pomenit, iar apoi au fost invitați la masa de obște. Parastasul este o prescurtare a slujbei înmormântării. Partea de căpetenie o alcătuiesc rugăciunile de dezlegare și de iertare, urmate de veșnica pomenire. Se săvârșește în biserică după liturghie, iar când e cu putință și la mormânt. La parastas se aduc într-o pomenire a celui răposat colivă, pâine și vin, din care se toarnă jos peste mormântul celui răposat.